Ok, sper ca la conferință, înainte să vorbim, să nu primesc aceleași întrebări negative care le-am primit mai înainte. Cam înțeles numai negativ ce a făcut Viitorul astăzi, numai nu, n-a făcut aia, n-a făcut aia. Dacă o las pe de asta și vreți să mutați lucrurile, să nu vorbiți de realitate, ok, foarte bine. Știu că presa scoate în relief anumite lucruri, da? Am primit la Flash interviu niște întrebări de numai de negative. Ce n-a făcut bine Viitorul în seara asta? Așa ceva? Și noi suntem echipa care joacă fotbal și contra la... Și la cum bate vântul? La cum bate vântul? Meciul acasă, zici că am jucat... Eram din Liga 7-a și jucam cu nu știu cine. Da, asta e. După aia, minusurile noastre, greșelile noastre, sunt greșelile noastre. Și noi facem anumite greșeli, da. Asta e. Ce să facem? N-avem voie să fim acolo sus. Nu, nu se poate. Ceva e care nu e. Ceva e care nu e, nu știu, dar ceva e care nu e. Și nu vreau să vorbesc, că n-are, las pe ceilalți, pe toată lumea să vorbească. Am fost o echipă cu minte care totdeauna ne-am văzut de ale noastre, n-am ieșit să zicem nimic, că n-a fost un lucru, da. Probabil aveam prea multe puncte la începutul campionatului. Era ceva, o surpriză neplăcută a începutului de campionat, e Viitorul, cred eu. Asta e declarația mea în seara asta. O surpriză neplăcută a campionatului e Viitorul. A începutului de campionat, că să continui întrebările care mi le-au pus cei de la televiziuni care erau de acolo. Dar nu, nimic în comun cu ce a fost pe teren, ce a pățit Viitorul în seara asta pe teren. Și asta e. Mergem înainte. Și aici, și în partea, și la ultimul meci în deplasare. Mergem, nu? Ok, și după aia las că mergem înainte. Stăm cu minți, nu zicem nimic, ca să nu cumva să supărăm. Că dacă spunem ceva, ne suspendă, ne dau afară. Cam asta. Nu vreau că odată vine așa, dar a fost așa un... cursul, să pedalez contra vântului, dar mult de tot e ceva, e foarte greu. A nu-i penalti acel la Ganea, nu-i penalti atunci eu. Eu, dacă ăla nu-i penalti. Și altele. Cam asta e, da. În rest, supărat că am făcut dezamăgit și supărat pentru 2-2. Meritam 100% victoria. 100% victoria, pentru că am fost echipa care am produs fotbal, care am făcut. Ei sunt foarte buni pe atac rapid. Au viteză în atac. Când au avut ocazia, când anumite lucruri și asta este. S-a terminat probabil cum și-au dorit mulți. Cum și-au dorit mulți. Așa, nici una, nici alta, la ce-o veni. Da, asta e, mergem înainte și vedem ce o să facem. Că n-are rost să... N-are rost, da. Singura mea rugăminte și n-am, că nu-i bine să spui ceva pentru tine, că mâine poate vine ceva și orice om, suntem în teren și putem să greșim, da. Puțin respect vis-a-vis de niște ani de viață care i-am petrecut în fotbal și înțeleg și eu într-un fel fotbalul și văd fotbalul și puțin respect vis-a-vis de că nu chiar așa înțelegem noi fotbal. Nu am venit, n-am jucat niciodată fotbal și nu știm cu ce se face, ce detalii sunt în teren. Ce detalii sunt mici în teren care fac diferența. Și se joacă totul la detalii. Totul la detalii. Dar asta e, să vom vedea. Marius Croitoru spunea că a furat din ideile de joc ale lui Gică Hagi.
în filozofie? Nu, s-a inspirat, n-a furat. Așa a spus, furat. Furat nu-i cuvânt, s-a inspirat. Nu, nu, a lăsat la o parte, ca om și ca joacă foarte bine. Deci Botoșanu tot respect. Deci n-am nicio... De la egal la egal au venit joc deschis, a ieșit un joc pe contre, dar eu cred că noi meritam să câștigăm în condiții normale. Dar a plouat, nu, la Constanța, a bătut vântul rău și a bătut în tot direcții. Și era greu să ajung așa, doar într-o direcție. Este cel mai spectaculos meci al începutului de sezon? Cum am spus la televizor, vă las pe voi să vedeți. Nu să spuneți că Viitorul n-a făcut aia, că s-a dezechilibrat apărarea, că aia nu știu ce are, domnilor. Așa ce am auzit la Flash. Așa ceva. Mă uitam, sunt și eu, zic, băi, nu mai înțeleg fotbalul, pe cuvânt. Pe cuvântul meu. Păi noi astăzi n-am jucat fotbal, n-am produs fotbal? N-am avut ocazii? Dar ce s-a dereglat la voi? Dar ce s-a făcut? Dar e supărat pe nu știu, niște întrebări care nici nu ai cu ce să răspunzi. Supărat pe cine? Pe ce? Că dacă aș zice pe cine sunt supărat, vă dați seama ce iese. Vă dați seama ce iese? Dacă pe cine am fost adevărat supărat? Și la meciul ăsta și la meciul trecut? Când s-a anulat gol? Când trebuia să avem maximum de puncte? Și nu avem maxim de puncte? Și avem 4 puncte mai puține? Pentru că erau, jocul erau la... Trebuia să fac. Dar asta e. Da. Vorbesc eu, poate am greșit. Și dacă am greșit, îmi cer scuze. Că dacă am deranjat pe cineva. Cred că pe Dan. Dan se, că îl deranjez pe Dan. Nu, vreau să-l las pe Dan să-și vadă de... E campioană 100% și să nu cumva să deranjez ceva, că nu i-am dominat niciodată, n-am jucat niciodată bine. I-a dominat Târgoviște. Și a jucat Târgoviște foarte bine cu ei și a fost echipa cea mai bună din campionat. El cu cine joacă cei mai buni, dar a uitat de noi, de ăștia care a jucat cu noi. A uitat de noi și de alții care au jucat fotbal cu ei. Și știu. A jucat Astana bine. A jucat Astana. V-ați uitat la meciuri? Săraci. Bani mulți cheltuiți de pomană. Așa, contează bugetul, contează ce joci. Contează ce joci, dar nu se supere acum prietenul meu, Dan, și dacă se supără, îi trece. Că la noi putem să ne mai zicem câte una, dar cred eu că nu avem orgolii. Dar nu... Și la el puțin mai mult respect vis-a-vis de echipele care sunt, se bat cu ei acolo sus. Mai mult respect, nu-i frumos. Să ne ataci așa ușor, subtil. Să ne ataci subtil pe noi care am luptat cu tine acolo. Și să ne descrediteze așa ușor. Cu o declarație ușoară, că Târgoviște e singura echipă care m-a pus în dificultate de când sunt eu, de 2 ani. Da, dar ai câștigat 4-1. Cum ai câștigat atunci? Întrebare. Un gol din opsea la 2 metri. Dar nu s-a văzut. Și N, dar n-am chef să stau să vorbesc despre acum, să vă dau eu vouă ce vă convine vouă la presă să ne încingeți între noi, să faceți, să nu vorbim de fotbal. Și de ce fotbal trebuie să facem și cum trebuie să jucăm. Să mergem în continuare pe drumul ăsta și vom vedea unde vom ajunge. Vom vedea unde o să mai ajungem, din păcate. Dacă eu voi merge pe drumul meu, să încerc să joc fotbal, să încerc să fac bine. Un fotbal bun, și încerc să-l fac, da? Și în rest, aveți polemică în fotbal, cât cuprinde. Ne mai faceți voi între noi, ne mai spunem noi câte una. Aveți de câștigat presa, da? Scuzați-mă că și voi aveți partea voastră de vină pentru că promoționați numai lucrurile negative.
nu scoateți lucruri pozitive și nu vom progresa niciodată. Numai lucrurile, nu lucruri pozitive, nu exemple care trebuie să fie. Atunci, de aceea m-am comportat la puțin la ce am văzut la flash interviul. Pentru că cred că trebuia să vorbim, deci cum a jucat Viitorul, că n-a primit niciun fault, la nu știu câte mingi, la câte sărituri, la... și ei au primit numai faulturi. Ei aveau voie să împingă, noi n-aveam voie. Și Stelianu a ieșit accidentat și nu l-au văzut, 3 arbitri n-au văzut, 4 arbitri n-au văzut deloc. N-au văzut deloc faza. Dar probabil era al doilea galben sau cine știe, sau era un lucru. Nu, n-a fost. Sau altele. Și n-are rost că mutăm iar lucrurile unde nu trebuie. Nu cum ce-am jucat și ce-am făcut. Și păcat că... Singurul lucru că golul care l-am primit, am primit și în ultima etapă și acum în ultime minute și nu e normal să primim lucrul ăsta și aici e vina noastră în totalitate a echipei, a mea, a tuturor. În rest, cred că meritam victorie. Și termin cu să nu se supere Dan pe mine, iar dacă se supără o să-i treacă. Dacă nu-i trece, ne vedem când jucăm și care pe care își vedem, care câștigă. Să vedem atunci dacă... De atunci o să schimb toată echipa când joc cu el și îl bat. Și atunci, ca să nu zic că el. Că și aia care a zis-o cu în 2 ani, că eu sunt singurul care fac, schimb echipa toată, măi, Dane. Dar tu ai fost prin China, am uitat, ai fost plecat. Ai fost plecat și ai uitat de... Noi am schimbat echipa în play-off și în cupă și în toate de... Toată! Când tu erai prin China. Sau până unde erai. Mai ai un coleg de-al tău care... Acolo, care mai a făcut și el ceva. Și nu poți să arunci așa lucruri care nu sunt normale. Nu e normal. Să spui când vezi că unul a făcut-o înaintea ta. Tu te-ai luat-o pe acolo, după el. Sau n-ai avut de nevoie, n-ai, tu joci în meciurile astea cu ei, când schimbi echipa. Noi am jucat în play-off și în cupă și am câștigat cupa și te-am bătut și în supercupă. 7 jucători schimbați. Păi și cum vine că suntem singurii care jucăm așa și schimbăm echipa și toate? Păi Dane, uiți, a început totul. Nu, mai sunt și alții care am început. Sau ți-au murit lăudătorii. Se califică mâine? Eu zic că se califică, că e favorit. Eu așa zic. Și face minunea. Sunt serios. Acum, v-am zis și după meci, n-are. Ce una ce i-am zis, așa e, pentru că a greșit-o. Și nu e normal să greșeli grave, care, după părerea mea, vis-a-vis de noi, cei care luptăm cu el, vis-a-vis de jocul nostru, de performanțele noastre care le-am făcut, cum el a făcut și noi am făcut. Și el, celelalte echipe care au fost și lucruri care nu sunt adevărate. Și când nu e un lucru adevărat, poate să fie și frate meu, eu îi zic că nu e adevărat. Deci nu poate zic că ei au inventat schimbarea echipei când a făcut-o Viitorul de un an de zile. Și a făcut-o în play-off, n-a făcut-o în meciurile astea vara. Meciurile astea vara și cu cele care... Dați voi cu cine a jucat. Dați voi cu cine a jucat. Eu am jucat în play-off cu ele și am jucat și am făcut lucruri. Schimbați 11 jucători. 11 jucători. Da? Și atunci... Și de ce să tac? Dar chiar dacă nu se supără, să fie sănătos. În rest, ce am zis înainte, să dea Domnul ca CFR-ul să califice. E greu, cum a zis și el, e foarte greu, pentru că ați văzut ce fotbal joacă Celtic, dar Dan poate să o facă. E antrenor foarte bun și poate să o facă. Cum să nu facă? El poate, a demonstrat-o și la Urziceni când a fost, pentru că știe, vine de acolo, cunoaște foarte bine fotbalul și ar fi o minune, într-adevăr, pentru că te califici și ne-am bucurat să ne califici, să ia bani mulți,
să vină în România și ne mai cumpere jucători, poate mai cumpără și jucători. Că altfel îl vrea pe Ciobanu împrumut. Să-l dau pe Ciobanu, dar nu puteam să-i dau. Îl vrea pe Ciobanu, că la mine nu poate să joace. Da. Mi l-au luat pe Țucudean, pe gratis. Și au plătit mai mulți pe alții. Și la mine nu mai aveau, erau puțini. Da. Hai, v-am spus, vedeți ce am făcut? Am făcut iară, v-am zis câteva, câte una, două. Dar asta e. Ăsta sunt. Mă știți cum sunt și vom vedea, da. Drumul e lung. Vrea să avem maxim de puncte. Din păcate nu le avem. Cred că meritam. Am demonstrat lucrul ăsta atât la Sepsi cât și cu Botoșaniu. Că trebuia să avem maxim de puncte. Nu le avem. Asta e. Nu e rău nici așa. Mi se pare că avem cele mai multe goluri marcate. Da? Le avem? Noi cele mai multe marcate? CFR-ul, 3-3. Da, ne scuze. Da? Dar oricum am marcat multe goluri. Am primit mai multe că jucăm ofensiv și vedeți că chiar dacă eu le zic că trebuie să avem și discernământul ăsta în care să nu luăm goluri, să știm să terminăm meciul cum trebuie, dar asta e. E și vina mea. Mai trebuie să muncim și mai trebuie să facem lucruri ca să fie să nu mai pierdem, să nu mai facem egal. Să câștigăm meciurile. Da? Seara bună!